La Colegiul Național Dragoș Vodă din Sighet, săptămâna a început în atmosferă de sărbătoare. Elevii și profesorii au pregătit numeroase activități aniversare pentru a marca cei 103 ani de existență a liceului. Îmbrăcați în cămăși albe și purtând cu mândrie cravata care poartă în semnele liceului, elevii au sărbătorit prin diverse activități pe care le-au gândit alături de profesorilor. De la prezentarea unui album inedit cu liceul și lansarea de carte, până la demonstrații de robotică, jocuri de creativitate, schimb de roluri, dar și alte activități interactive, așa s-a sărbătorit astăzi la CNDV. 103 ani de existență e mult și de aceea ne-am hotărât să sărbătorim astăzi prin activități care vor avea loc toată ziua. Am început de la 10 dimineața. În același timp au avut loc mai multe activități, ca niște ateliere de lucruri. Sunt profesorii care au propus un program, program care a fost desfășurat, gândit și desfășurat de către ei împreună cu elevii. Activitățile au fost diverse, mergând de la excursii virtuale și până la semicentenar, album de fotografie, demonstrație cu roboți, experimente de biologie, chimie, fizică. Multe, multe activități, dacă vedeți programul, e chiar vast, are două pagini, la care s-au implicat atât elevi cât și profesori. La acest aniversar, directoarea le-a transmis și un mesaj elevilor. Să fie mândri că sunt elevi în Colegiul Național Dragoș Vodă, pentru că asta le dă mai departe forța și tăria de a se descoperi și de a recunoaște cu mândrie și a fi cine sunt ei cu adevărat. În elaboratorul de robotică a liceului, mare înghesuială, curioși și dornici de experiențe, băieții, dar și fetele, au venit să vadă cum funcționează robotul creat chiar de colegilor mai mari. În colțul din dreapta, în timp ce colegul vostru se joacă, avem o imprimantă 3D cu care, în momentul în care avem nevoie de o piesă, cei de la programare și de la proiectare se gândesc la piesă, o programează, o fac la dimensiuni și o punem în aplicare. Acum suntem la faza de... Deci uitați-vă aici. Până acum, băieții de la proiectare au reușit să facă un dispozitiv. Vedeți din câte bucăți este prins, da? În momentul în care se ridică brațul, cum să prindem? Și atunci intră în acest copic, chestia aia de aici se rotește, vedeți? Bineînțeles, totul se face din joystick-uri și el este, mi-a căzut, și el este prins, da? Robotul se duce deasupra tijei, la fel se decuplează și el cade. Vedeți, are aici făcute două fante cu niște chestii care se deplasează, se închid și se deschid ca să țină blocat. Acum suntem în faza de proiectare. Astăzi am pregătit jocul pentru sezonul 7, care a fost lansat în 10 septembrie. Roboțelul nostru este în perioada de construcție. Am reușit să facem sașiul și brațul. Deci acum proiectăm roboțelul astfel încât să ducem la îndeplinire sarcinile impuse de organizatori. Copiii acum pot deplasa joculețul, deci am amenajat terenul cu jetoanele exact așa, standard, cum ni se cer, și roboțelul deocamdată se deplasează fără probleme printre jetoanele respective. Brațul, am construit brațul de ridicare și acum urmează să facem prinderea piesei care trebuie pusă pe jetoane. Le-am arătat robotul, laboratorul și exemple de program cu care controlăm robotul. Și iar acum chiar se joacă cu robotul. Ce misiune le-ai dat copiilor? Să mute robotul și să-l dirigeze între obstacole. Spuneam, de cât timp ești membru în acest club și de cât timp ești pasionat de robotică? Sunt membru în club de 3 ani
iar pasiunea de robotică de când eram mic, pot spune chiar de 10 ani. Copiii au fost curioși și, bineînțeles, au pus multe întrebări. Unii sunt la primul contact cu robotica, alții însă sunt bine informați și visează să creeze roboți care să salveze lumea. Mi-a plăcut roboții, în felul cum se mișcă și cum controlează chestiile. Te gândești în viitor să te înscrii și tu în acest club? Sigur. Pot să fac roboți și salvează lumea. M-am plimbat cu robotul, era o telecomandă și era ciudat, dar e foarte greu să conduci și durează până te obișnuiești și mai intri în chestii. Dar totuși este fain și mult de muncă. Se vede. E primul tău contact cu robotica? Da, e primul contact făcut de cineva, că am mai avut jucării cu roboți, dar nu, ăsta e primul. Îți place? Da, e foarte fain și frumos. Într-o altă sală, o clasă de a noua discută despre anxietate versus încredere. Comunicare non-verbală voi, comunicare verbală din acest moment doar eu. Vă rog frumos, îndoiți foaia cu două. Rupeți polsul de stânga jos. Stânga. Bun. Comunicare non-verbală. Îndoiți încă o dată foaia în două. Rupeți polsul din stânga sus. Îndoiți încă o dată foaia în două. Rupeți polsul din dreapta jos. Uite ce de modele! Parcă mai interesant! Da? Foarte bine ilustrează treaba că o persoană comunică și atâtea persoane înțeleg mesajul. Da, comparat cu ce ați realizat la începutul omului, seamănă? Asta demonstrează că suntem unii. Da? Și ăsta e targetul nostru. Faptul că suntem unii și irrepetabili, dacă e de-aia, era o profesoră de teologie, să venea și la o clasă. Așa e finalită. Cu totul și cu totul. Am abordat o activitate pe parte psihologică, încredere versus anxietate. Și am avut ca invitată astăzi pe doamna profesor, psiholog școlar, Ana Maria Borlean-Elec. Ni s-a părut că este cea mai potrivită, având în vedere că noi colaborăm și într-o altă școală, îmi este și prietenă și colegă, și trebuia să fie un invitat din afara școlii. Cum au primit elevii? Eu cred că foarte bine, sunt foarte calzi, sunt foarte clasa nouă, bobocii de clasa nouă. Mi s-a părut o activitate relaxantă, așa am și gândit-o de fapt, să nu mergem neapărat pe definiții și clasificări și să subliniem doar partea negativă a subiectului, ci să știm să ne gestionăm emoțiile, să vedem că suntem oameni tocmai datorită trăilor emoționale pe care le avem și să știm să le gestionăm. Asta mi se pare cel mai important lucru. Și am mai făcut și joculețe încât atmosfera să fie destinsă. Pe terenul de sport, elevii și profesorii s-au întrecut într-un meci de fotbal amical. Thank you.
Elevii s-au bucurat de aniversare și s-au simțit mândri că fac parte din Colegiul Național Dragoș Vodă, Sighetul Marmației. Ne bucurăm din plin de această zi, o aniversare foarte frumoasă, am putea spune, activități foarte interesante. La mulți ani CNDV, ce altceva să transmitem. Cum a fost pentru tine ziua de astăzi? O zi minunată, foarte multe activități deosebite și, ce pot să spun, la mulți ani CNDV! La mulți ani CNDV!